Toate lucrurile care vedeți că se întâmplă, să știți că venirea Domnului că nu este aici. Este numai începutul durerilor. Veți auzi de lucrurile acestea, dar să nu vă teamiți. Că oricine va voi să salveze viața, va pierde. Dar pentru noi este un câștig dacă l-avem pe Dumnezeu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul Iisus a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor acelor care l-au primit, li s-au dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Nu prea suntem noi mari înțelepți, școliți, dar cine o dat Dumnezeu este de la El. Oamenii fără școală laudă pe Dumnezeu, vestesc cuvântul. Și alții cu școală să fac de rușine, mulți dintre ei. Frații mei, cea mai mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu, știți care este? Când Dumnezeu îți prelungește firul vieții de dimineață. Și vezi copiii că sănătoși. Marirea Domnului. Poți să ai toți banii din lume. Că cu banii tăi nu poți să-ți cumperi viața. Omul trăiește cu speranță. Viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Vedeți, frații mei, ce vremuri trăim. Frații cu frații nu mai se înțeleze. Copiii cu părinții. Să știți, frații mei, că este greu. Domnul Iisus a suferit mult pentru Evanghelia aceasta. Toți ucenicii, toți apostolii, toți au murit pentru Evanghelie, martirii, au intrat cu cântări să moară copiilor în brațe. Este greu. La noi nu este ușor să vorbim. Dar va veni vremea când și noi vom fi încercați. Vom fugi cu copiii noștri. Nu vom ști pe unde să plecăm. Și noi dacă murim, este un câștig. Vom fugi în cimitir, să spunem la morți, să se scoale și să ne băgăm noi în locul lor. Așa de greu va fi pe pământul acesta, că nu vei ști ce să faci cu viața ta. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost bătut, chinuit pentru tine și pentru mine. Tăgea cu spiciul El păgâni și trăgea carnea din El. Și El plângea și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Noi una două ne supărăm. Dacă ne zice cineva ceva, unde e dragostea noastră? Frații mei, când ai dragoste, ești capul jos, repți, suferi. Nu te dă la care nu ești. Dacă vrei să vezi că cât de tare ești, poți să mergi să te uiți că nimica nu duci cu tine decât numai faptele tale. Am avut ocazia să vedem mulți ce este omul pe pământ. Hainele lui sunt sicriul duce cu el. Acolo în pământ se putrezește, săracul. Tot ce are, toate rămân de el. Poate vine altul și se bucură de tot ce are. Să știi că faptele tale te vor urma. Și mila va birui judecată. Dacă ai fost omilos, milă vei căpăta. Amin. Nu că am cântat și am predicat, am dus morții. Nu, frații mei. Așa cum spune fratele Emil de multe ori. El a fost întotdeauna cu oamenii. Când Dumnezeu le ducea acasă și întotdeauna mergea săracul și bolnav așa cum este el. Și să știți că oamenii care merg în adormire și răspunzesc pe Dumnezeu și suferă pentru Evanghelie, aia sunt pus o parte pentru Hristos. Dar oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, oameni buni, întoarceți-vă la Dumnezeu până când nu este prea târziu. De ce să ardeți în foc cu copiii voștri? Ia cum este și cu copilul acesta, cântă frumos. Dumnezeu, când va veni Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El nu mai vine să moară pentru tine. El vine să te judece pentru tot ce ai făcut. El va sta pe scaunul lui Gedomie și va judeca toate sămânțiile. Frații mei, nu mai este mult, semnele se arată că vine. Aleluia. Vedeți cu ochii voștri ce se întâmplă în lumea aceasta. Și Zacheu, marele vamiș, când a văzut că pierde pe Matei de la vamă, el a mers să-l caute. A fost om bogat, nu a fost sărac. Când a intrat Iisus în casa lui, a spus, dau jumătate din averea mea celor săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi un pătrit. Cu ce a rămas? Cu Iisus. Nu cu Iisus a rămas, cu faptele lui a rămas. Că Iisus a mers în casa lui. Cu ce-o dată a rămas? Și Samson, spun că puterea lui
a fost în păr, a fost în Dumnezeu puterea Lui. Că El a murit. Toți oamenii, ucenici, apostolii, toți au murit. Și nu mai s-au sculat. Eu am mers în adormire. Dar Iisus a murit și a înviat și este viu în veci. Amin. Trăiască numele Lui în veci. Amin. Nu l-a biruit moartea. El a fost viață, frații mei. Și este și acum în ziua de astăzi. Dacă crezi, Dumnezeu nu s-a schimbat. Oamenii sunt răi. Le tot bără satana mincea. Și nu mai cred în Evanghelie și în Dumnezeu. Oameni buni, să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. Și a pocăința s-a schimbat niciodată. Iisus a rămas același. Amin, aleluia. Oamenii se schimbă, ca și vremea. Domnul să vă binecuvinteze cu dragostea Lui. Eu întotdeauna am spus că când moare un sărac, 2-3 mărg la el. Și să știți că Domnul Iisus a zis că pe săraci veți avea cu voi. Dar pe mine nu. Iisus când s-a înălțat sus la ceruri, a spus să nu părăsiți Ierusalimul până când nu veți primi putere care va fi cu voi și în voi. Puterea aceasta este cu noi, frații mei. Și oriunde vom merge, să nu ne temem, că Dumnezeu este cu noi. Amin, aleluia. Și la Micula nu este o laudă. Și niciodată să nu te lauzi. Că tot ce ai din mâna lui Dumnezeu, și copiii tăi, și casa ta, și mașina ta, tot ce ai nu este al tău, este al lui. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu dragostea Lui. Vă rog frumos să mă iertați dacă v-am supărat. Și doresc să vă ridicați în picioare la cuvântul lui Dumnezeu.